Lucrările de reabilitare și modernizare pe partea carosabilă și trotuare de pe strada Plevna sunt în plină derulare acum pe tronsonul cuprins între străzile Pompieri și Libertății. S-a turnat primul strat de egalizare urmând aducerea la cota a căminelor, după care se va aplica și stratul final. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a declarat că până la finele lunii septembrie speră să finalizeze lucrările propuse pe strada Plevna. Anul viitor, autoritățile vor iniția lucrări de reparații și pe străzile Rahova și Viitor. Am început a doua parte a străzii Plevna, în sensul că tronsonul de la Pompier până la Libertății, deja am început, așa cum vedeți, ăsta este primul strat de egalizare, pe care o să ridicăm capacele la cotă și o să facem stratul final. Și așa cum vedeți, deja arată bine. Vă dați seama când terminăm și cu al doilea strat cum va arăta. Când estimați să se termine lucrurile? Eu sper până la sfârșitul lunii septembrie să terminăm strada.